Alexander Bălănescu este artist român. Trăiește la Londra de aproape 50 de ani. Nu crede în Brexit și consideră că totul este doar o iluzie. Trăim acum într-un fel de cenzură care nimeni nu admite, dar este acolo. Adică și nimeni nu discută de fapt motivele adevărate care sunt în spatele acestui Brexit, de ce oamenii au votat așa și de ce important este ca Marea Britanie să fie parte din Europa. Ce se ascunde în spatele Brexitului, după părerea dumneavoastră? Este acest această frică de străini, de culturi, alte culturi, care nu a dispărut, de fapt, niciodată. De exemplu, atitudinea față de Germania. De fiecare dată când este un meci de fotbal, de exemplu, între Anglia și Germania, parcă ei retrăiesc al doilea război mondial. Deci, în mintea, în cultură, asta mai preocupă. Nu și-au dat seama cât s-a schimbat Germania, cât și-a devenit, după părerea mea, pentru că am lucrat acolo foarte mult, unul din statele cele mai democratice și cele mai împotriva rasismului din Europa. Împotriva Franței, de exemplu, care au așa o istorie, lupta cu Franța și cu cultura franceză și cum au deținut Marea Britanie, a deținut Imperiul Britanic, a deținut teritorii în Franța și viceversa. Și sunt chestii foarte adânci istorice care nu s-au rezolvat. Acest referendum a dat un fel de cutia lui Pandora. Cutia Pandora, care multe chestii care au ieșit, dar nimeni nu are curajul să spună de fapt. Nimeni nu are curajul, așa ați spus. Da. De ce credeți că au această teamă? Tocmai pentru că există această frică fundamentală față de străini și față de idei străine. Am sosit în anii 70 în Marea Britanie și era cu tot o altă atmosferă decât este acum. S-a produs o schimbare foarte radicală în timpul doamnei Thatcher, când a fost ea prim-ministru. Și pur și simplu atitudinea oamenilor s-a schimbat. Dar oare de ce s-a schimbat? Ce anume a declanșat această schimbare? Pentru că ea a pus accentul pe individualism. Pe de altă parte, această concepție a fost îmbinată cu, din nou, un mare accent pe naționalism. Deci, Marea Britanie, oamenii din nou acum trăiesc un mit, mitul acestui imperiu care, da. Care încă nu s-a terminat. Deci, în continuare, britanicul are acea mentalitate că face parte dintr-un mare imperiu. Cred că da, fără să-și admită însuși că de fapt asta este în fundal. Au această iluzie că înțelesul în acest termen, Marea Britanie, că acest mare, conceptul de mare, poate să fie adevărat. De fapt, e o țărișoară destul de mică. Nu este mare acum. Și nu cred că poate Marea Britanie să
să fie bine, fiind din nou o insulă. Dumneavoastră, cu siguranță aveți prieteni, aveți cunoscuți. Probabil că subiectul acesta al Brexitului este discutat și multidiscutat în cercurile pe care le frecventați. Ce spun ei? Eu locuiesc în Londra. Londra a devenit acum o lume aparte. Este într-adevăr o societate cu multe, multe grupuri etnice care se înțeleg foarte bine între ei și se apreciază. Deci Londra este o lume aparte. Cunosc foarte puțin oameni în Londra care au votat pentru Brexit și cred în acest concept. Însă am discutat cu anumiți oameni pe care îi respect foarte mult, care au votat Brexit și în special au votat pentru ideea de independență, de avea independența legilor legală, de avea independența economică. Și mi se pare o iluzie, nu cred că se poate în ziua de azi. Tot este așa de interdependent. De ce credeți că laburiștii au stat pasivi și sunt în continuare pasivi? Conducerea Partidului Laburist, care este mai radicală în momentul actual, nu cred că au sufletul în Europa. Adică ei zic că Europa protejează marile companii, mare afaceri și pe linia asta. De ce credeți că britanicul de rând este împotriva instalatorului polonez, ora căpșunarului din România, și este un pic mai tolerant cu imigranții arabi sau indieni? Este din nou, cred, bagajul imperiului. Pentru că aceste culturi, India, Australia, Canada, prin educația britanică, cumva englezii simt că mult mai apropiați față de indieni, față de oameni care aparțineau înainte de imperiu, pentru că vin din cultura lor. Ei simt că sunt mai apropiați ca din punct de vedere cultural și le e frică de, nu aș spune, nu numai de faptul că își pierd slujbe sau... Englezii nu sunt atât de interesați în slujbele pe care, muncile pe care le-ați menționat, adică care poți să le faci fără calificări prea mari. Dar este o frică de ceea ce nu cunosc prea bine. Ei nu-și dau seama că de potențialul care există în, așa zis, Europa din Est, da. Eastern Europe. Cum credeți că va afecta Brexitul lumea culturală? Cum vor fi afectați artiștii? Cred că va afecta în mod grav, în mod negativ. Mi-e frică, pur și simplu, vă spun sincer, mi-e frică. Pentru noi e foarte important să putem să călătorim cu cât mai puține dificultăți. Colaborările cu oameni din toate culturile, din toate țările, sunt atât de importante. Chestii foarte plictisitoare care acum ne dăm seama ce importante sunt, cum ar fi echivalență în sistemul de taxe, de impozite, de securitate socială. Vai de mine ce birocrație va ieși din acest Brexit.